Cinci buzoieni s-au întors din China, locul unde a debutat epidemia de coronavirus. Aceștia nu s-au aflat în zonele în care se confruntă cu circulația intensă a virusului. Medicii epidemiologi de la Direcția de Sănătate Publică din Buzău îi iau în monitorizare. Buzoienii sunt izolați la domiciliu, iar medicii comunică permanent cu ei pentru a le urmări evoluția stării de sănătate. Până în cursul zilei de ieri, în județul Buzău au fost primite 5 fișe de sosiri în aeroportul Otopeni, ale unor persoane care au călătorit în China o perioadă mai îndelungată de timp. Aceste persoane au fost deja izolate la domiciliu timp de 14 zile. În toată această perioadă, medicul epidemiolog din cadrul DSP Buzău discută zilnic cu aceste persoane pentru a le monitoriza starea de sănătate. Și este informat în sensul în care apar ceva simptome ale acestui coronavirus. Alte 6 persoane urmează să revină acasă la Buzău. Formularele de sosire de la aeroportul Otopeni au ajuns deja la Direcția de Sănătate Publică. În cursul zilei de astăzi, la Direcția de Sănătate Publică au mai fost primite alte 6 formulare de sosire de la aeroportul din Otopeni. Din cele 6 persoane, una este de cetățenie română căsătorită cu o persoană de cetățenie chineză, care au declarat că vor locui la București pe perioada monitorizării, adică timp de 14 zile, iar în cazul celorlalte persoane ar exista informații că ar urma să ajungă în municipiul Buzău și să se cazeze la o unitate hotelieră, însă până la acest moment acestea nu au ajuns la locul indicat. Cele 5 persoane care au sosit deja în Buzău nu prezintă simptomatologie specifică virusului, nu au dificultăți în respirație și nici febră. Starea lor de sănătate este una bună, însă vor rămâne în monitorizare timp de 14 zile, atât cât durează perioada de incubație a virusului. Reamintim că la sfârșitul lunii decembrie în regiunea Wuhan din China s-a declanșat o epidemie de coronavirus. Până acum, noul virus a ucis mai mult de 400 de persoane și sunt aproximativ 25.000 de cazuri de infecție. Coronavirus a fost declarat de Organizația Mondială a Sănătății o urgență de sănătate publică la nivel internațional.